Așa, bună la toată lumea. Bună. O să facem o sesiune astăzi de recurățare, o să continuăm să lucrăm pentru Dana și Nicu. Da. Așa. O să mergem mai mult pe puncte, să analizăm. Da. Bun. Cum relaxează-te? Iar într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment am să încep să număr de la 10 la 1. Iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. 10, mai adânc, relaxată. Și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet. 7, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută. 6, să te relaxezi și mai mult. 5, mai adânc, relaxată, mai liniștită. 4, ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3, este să ții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Într-un moment îți voi număra de la 1 la 3. Când ajung la 3, o să te conectezi pe rând cu părțile noastre sufletești care o să lucrăm. 1, 2 și 3. Identifică-le, cere acord și le informație ce suntem aici. Dacă au venit întâi pe partea sufletească a lui Dana. Da. A venit, da. Am identificat-o. Bun. Și pe Nicu. Cerut acordul. Da. El vine tras de mână. Da. Un pic, da. Adică ca și cum ar face gesturi ca un copil, știi, pe care îl duci la grădiniță și nu vrea, știi? Adică se scutură un pic, dar nu foarte agresiv sau violent. Nu? Anulez de creier, da. Deci ei sunt foarte tineri. Au înfățișare cam ca la 20 ceva de ani. Sunt tineri așa și luminoși. Dana are pe frunte acolo unde a precizat că a văzut chestiile astea, are puse ca niște capace energetice. Da. Deci și le-a pus ea singură, partea sufletească. Dar în spatele lor, deci este ca o intrare într-o peșteră, la vreo 2 metri, sunt în casa lor, în salon. Înțelegi? Da. Este ca o boltă, așa ca o intrare. Și se vede ca și cum înăuntru unui tiul, așa ca la mirese pus, este o ființă așa cu niște ochi aurii și are în mână niște foi și o cruce mare, dar întoarsă pe argintiu, știi? Ca și cum ar ține niște foi în legătură cu ei, cu casa, parcă i-ar fi având în mână și au semnat cândva și un contract în legătură cu asta. Da. Știi? Deci ăsta este aerul, că îi urmează și și-a pregătit precum avocatul declarația, știi? Da. I-am spus să înainteze dacă dorește să are ceva de spus, să auzim. Așa? Ei deci s-au întors. Spune că nu, n-au simțit prezența, spune că nici n-acum pentru că eu trec prin perete, spune. Da. Această ființă, ca și cum ar sta undeva în afară și intervine numai în chestii, știi, de așa, iar partea lui sufletească spune că i-a simțit prezența, dar a confundat cu esență de dincolo, adică din cei decedați la trecut drept tatălui. Da. Ceea ce spune el că este tatălui, adică calea de conexiune nu este cu tatăl în această viață, ci cu o viață mai veche, mai în urmă. Da. Da. Dar a rămas de acolo un atașament, să spunem, da?
pentru că în această viață el și-a pierdut tatăl în război, știi? Da. Deci era un băiețaș și l-am văzut cum a rămas în poarta casei, în sătul, când ei plecau, trecea și îi lua la oaste, știi? Deci sunt oameni simpli în această viață. Da. Sunt toți printr-o zonă balcanică. Uh-huh. Așa și... Deci în spate sunt niște copii mai răsăriți, mai mărișori. Da. Două fete și un băiețaș, una este chiar domnișoară, da? Dar el este mic, are vreo 5 ani și are un nas cârne, așa, în vânt, da. Și este pistruiat și plânge. Da. Plânge după tată și... Deci la un moment dat când l-a luat în brațe să-și... I-a rămas bun, l-a strâns tare așa de gât și i-a zis că știu că n-o să te mai văd, știi? Da. Și deci el parcă l-a căutat. Știi? Uh-huh. Parcă l-au căutat în viața următoare și în viața asta, știi, de acest tată, da? Da. Deci, ca și linie genetică, este vorba de tatăl bunicului patern, pe care nu cred că l-a cunoscut, știi? Poate că a văzut niște poze sau un tablou ceva, știi? Uh-huh. Da. Numai că toată... Amintirea asta este făcută din peticele din alte amintiri, da? Da. Adică este cumva implantată, nu este reală, pentru că el practic n-a trăit viața asta. Uh-huh. N-a fost aici. Înțelege? Da? Da, deci am lăsat întâi să descriu timp în care deci acea ființă parcă căuta în foi, știi? Deci foile sunt desfăcute și le ține cu un fel de mână-labă. Așa și le... Da. Le răsfoiește, ca și cum a căutat, știi, aceste informații și dădea din barbă, așa, știi? Da. El este ceva între leu, reptilă și vulpe. Are trăsături de la toate trei animalele, așa, dar ca statură este umanoid. Mm-hmm. Da. Da. Iar crucea nu pare a fi ortodoxă, cel mult mai degrabă unde aparține? Un floritor catolicilor, dar, da. Dar o ține invers. De ce? Pentru că este o copie, o antigrafie, știi, a unui contract, de fapt, nu este originalul, da? Da. Și deci exact în legătură cu viața asta acolo, pentru că el determinat, da. Într-adevăr, și-a pierdut tatăl, dar n-a fost scena asta de rămas bun. Și apoi erau într-un orășel, locuiau la un subsol, așa, erau în Polonia, deci cu totul altceva, da. Știi? În fine, dar tatăl tot a plecat la război și era singurul copil la părinți, știi? Da. Și deci mama cumva se... își reface viața în această viață și deci... face un copil cu bărbatul cu care se recăsătorește și el se simte traumatizat, dat la o parte și m-am speriat. Și o consideră, cum să spun, trădătoare pe mamă, că nu l-a așteptat pe el. Da. Dar mama a știut instinctiv că nu mai este, știi? Uh-huh, l-a aștepta, da. S-au întors toți, el nu s-a întors, în fine. Și atunci el s-a izolat într-un fel de vis propriu, autovis, să spunem, da. Știi? Și ca să-și ascundă trauma pierderii părinților, părintelui în care tatălui se întorcea sau reușea să spună adio, că și asta l-a frământat și așa mai departe, știi? Da. Și deci... puțintica traumă de aici, deci au transformat într-un scenariu dezvoltat, știi? Uh-huh. Așa și, deci, el s-a rugat până la urmă, a frecventat biserica, a găsit refugiu în biserica catolică, s-a rugat și până la urmă s-a dat pe lângă ei, întâi a cântat cu preotul în stran, apoi a devenit un fel de preot călugăr în acea viață, știi? Uh-huh. Și deci aici s-a făcut acest jurământ, da? Uh-huh. Deci originalul este anulat, dar ceva, cum să spun, o temere că anulând și copia,
Deci n-ar mai găsi drumul spre acest suflet pe care aparent credea că îl caută, l-a făcut Da. să nu anuleze copia, da? Da. Astfel încât are acces din când în când la el și faptul că nu este așa, nu este complet convins, după cum a spus și soția, da? Că Da. o aprobă, dar parcă există două persoane în el, parcă nu există. Da. Deci o parte care, deci partea cea adevărată, care își rezonează și știe că lucrurile pe care le spune sunt adevărate, și mai există o parte de frică ancestrală, da? Și Da. asta, la rândul ei, este un arhetip de pe legătura de neam, cum ar veni. Da. Da, da. Adică, cumva, eu cred că se duce la momentele lor, ale părinților, când ajunge, când se duce și acolo, cumva, se reface legătura asta a programului arhaic, da? De fapt, ce o să facă, că după ce îi vine și lui rândul, deci se apropie și cum ar veni și încheierea acestei experiențe, așa zice, Da. deci ca de moarte și de neantul de dincolo, nu știe Da. exact, nu este convins exact ce se întâmplă pe când ea, energetic vorbind, este mult mai curajoasă, da? Da. Deci în acea seară, cu pricina, Da. Când a doua zi ea s-a trezit cu semne, da? Deci această ființă cu trăsături de la trei animale Da. se numește Gaizin, așa Da. spune, da? Deci această ființă, cum să spun, ea s-a întrerupt internetul, cred. A fost ca un impuls, așa. Da. Așa, deci a vrut, a venit aproape, Da. deci cumva stătea dincolo de geam, nu din coace, în casă, înțelegi? Și parcă s-au desprins patru extensii din el, acele patru extensii din el, ca și cum l-au înconjurat, au format un fel de leagăn la picioare Da. și la cap. Și parcă au venit să-l ia, dar de fapt ele n-au venit să-l ia fizic, înțelegi? Ci Da. energetic, adică să-l ia într-un fel de corp energetic. Să-l ducă, vreau să-i arate strămoșii, știi? Unde, Da. așa, o să explic imediat și ce tablou este ăsta. Și atunci partea ei sufletească s-a pus în fața lor, știi? S-a dus... Deci s-a decorporalizat și s-a dus dreaptă la geam și i-a spus, ce faci? Ce Da. faceți aici, știi? Și deci în momentul acela, deci parcă i-au pus cum erau acele ștampile, știi, când apăsai și, știi, se lăsa așa un arc. Știi? Da. Deci au vrut să o prindă pe ea fizic, să o ia prin geam, cum ar veni să deschidă ca portalul, știi, cum Da. decorporalizează ei lucrurile. Așa, și s-o tragă spre ei. Dar ea s-a luptat și a căzut în corp. Da. Știi? Adică s-a dus la corp și în jurul corpului avea protecție și nu s-au mai apropiat. Și atunci au Da. renunțat și au plecat. Da? Văd în spatele acestei entități, cum stă ea la geam, văd o altă entitate care are păr în jurul feței, ca la lei, și trăsături leonine, da? Da. Se numește Kazmar, această entitate, da? Și deci le percep înainte, dau scena, o derulez înapoi, știi, pe din afară, cum ele discută, ele sunt venite pe un fel de flux de Da. lumină, așa ca razele, știi? Deci punctul este unde sunt ei, dar restul este desfăcut și în sus și în partea dreaptă, deci este o chestie, parcă este o pudrieră, dar bombată și ovoidă. Înțelegi? Un fel de navă mică. Da. Și spune că nu trebuie să-l scăpăm, spune,
Trebuie să-l recuperăm. Tu înțelegi că mi-este necesar la misiune? Deci îi spune Leonianul celuilalt. Da. Și spune, ar trebui pe baza ceea ce spui, pentru că ai luat destul de mult. Cumva negociază să poți să faci. Ar fi bine să poți să faci asta, știi? Da. Apoi, deci, în momentul când... Deci, practic, ei au... Cumva, ca și cum ar fi indus o stare de paralizie energetică, știi, cu da. Chestia aia, știi? Că, pentru că, vezi, imediat ce a căzut în corp, ea a făcut semnele în fizic, deși asupra fizicului nu i s-a făcut nimic. Da? Este ca și cum căzând sufletul în corp, să spunem, deci imprimă ceea ce i s-a imprimat energetic, da? Da, deci aparatul acela seamănă cu o lanternă uriașă, știi, și ca și cum ar fi putut să absoarbă acolo sufletul, să-l pună, să-l ia, să-l ducă undeva. Dar nu este valabil pentru sufletele conștiente, știi? Da. Și deci îi văd că pleacă, dispar și se întorc înspre dimineață când ei dorm și caută ceva, știi? Deci un obiect cât se poate de fizic, știi? Ca și cum când ar fi strâns, și-ar fi plecat în grabă, le-ar fi căzut ceva, știi? Da. Deci, văd, este o chestie așa, știi că sunt alea care sunt așa îndoite și un fel de șuruburi și le răsucești și le bagi în perete ca să agăți ceva. Da. Cam așa seamănă, numai că înăuntru este semi-transparent și înăuntru are ca un fir conductor. Și da. Deci îl găsesc căzut mult mai încolo, pentru că este pământ aici și ceva, cred că iarbă. Da. Deci îl găsesc, îl recuperează și pleacă iar. Mai două străzi mai încolo este, cred că este vagabond. Da. De ăsta care merge pe drum, pentru că are un halat ca de spital, așa grena. Da. Găște și e îmbrăcat și ține o sacoșă galben în mână și deci ei îl văd și îl curentează pe la din mers. Ca da. Și nu plece cu mâna goală, știi? Și ăla tușește și face ha-ha, așa, știi, tușește și se îndoaie. Și deci stă buimac o clipă și pleacă mai departe. Da. Da, cred că ăsta se întorcea de undeva, vrea să fure ceva, din câte înțeleg, știi, și l-au curentat din mers. Da. Da. Așa că ar fi cazul să chemăm personajele piesei aici în... Da. Așa, deci într-un clopot de lumină închis în partea de jos Leonianul. Da. Într-un clopot de lumină nu vrea să vină asta nici cum în față. Nu vrea. Nu vrea. El stă, spune de ce? Să-l blocheze acolo. Nu vrea, pentru că știe că a făcut o ilegalitate. Pentru da. Că a ascuns o copie, o oglindire, știi? Deci nu este un contract. Și știe că odată intrat în zona energetică a părților sufletești, deci știe meseria. N-am da. Zis-o degeaba, că și, cum să spun, pregătește pledoaria, da? Da, deci acum a făcut ca o machetă, l-a închis acolo unde este, dincolo de sferă, da? Da. Așa vrea și deci am făcut ca un ocol, așa, care îl prinde și pe el, dar într-un buzunar separat, să spunem. Da. Put ca o machetă acasă, știi? Și arată ca și cum ar fi sub dușumeaua acestei case, știi, ar fi exact o cruce ca cea de pe contract, știi? Adică s-ar prelungi în contractul casei. Și întreb părțile sufletești dacă au idee despre această... A spus că vor să studieze nuldă, atunci da. o să facă mâna și o să-l ia ei, da? Da. A început să bombăne când au dreptul, că vechea poveste, la care el și cât te trăznesc.
Știi? Partea lui sufletească, pentru că vezi că și-a dat seama că totul la i-au făcut bucăți de vis fals, înțeles, s-au folosit de acea traumă și așa mai departe, știi? Deci el este, cum ar veni, pricinatul, chiar dacă semnăturile par a fi la amândoi, știi? Și i-a băgat mâna și a luat contractul. Ăsta l-a făcut un sul, așa, bordo de data asta, la culoare, parcă l-a băgat într-o tichie de asta, într-o chestie, știi? Și, deci încearcă să-l desfacă și nu poate, știi? Da. Și zice, atunci, dacă nu pot, o să-l ard fără să mă mai uit deloc la el. Da. Știi? Și s-a desfăcut automat, știi? Într-adevăr, are o poză cu casa, dar casa n-arată așa. Este o altă casă, știi, din alte timpuri. În schimb, locul ca poziție geografică, ca și coordonat, este același, da? Și da, este o cruce, dar fiind oglindire, de asta părea crucea invers. Tot da. Înțelegi? Pentru că este oglindire, nu copie, știi? Da. Da. Așa. Apoi am întrebat, mi-a fugit, știi, na, nu trebuia să le amestec, dar asta este. Care dintre ei este responsabil de ruperea piciorului, știi? Deci, văd când ei ies din clădirea unde locuiesc, da? Da. Cred că nici jumătate de metru, în jur de 50-60 de centimetri, deci calcă pe un loc marcat unde este un laț. Deci asta este breș în, asta să fie clar, este breș în protecție, nu s-a închis protecția da. Jos când trebuie, știi? Sau poate că se făcea împământare în momentul ăla, nu. E, oricum nu sunt închise câmpurile în partea de jos, da. Deci este o urmă așa ovoidă, a călcat, așa, deci... Știi cum sunt chestiile automate pentru curățenie în casă, când bași piciorul și pantoful este înconjurat de un ciupic din material casac de gunoi, din plastic, da, din folie, așa, nu s-a închis, nu s-a închis, a rămas deschis, așa larg, cam de 3 degete, așa de jur, împrejur, cred, da? Da. Și, dar este un lănțic, înțelegi? Deci ei merge, la un moment dat, deci lănțicul este tras și ea pur și simplu se dezechilibrează, adică, practic, dacă se duce și caută, acolo este o hologramă, nici nu există dâmbul ăla, da? Da. Terenul este drept, deci este pus ca să o vadă toți, ca să ai un motiv fizic, să zică că n-a fost atent, înțelegi? Da. Dar este vorba de un lănțic ca la piedică, înțelegi, cum pui la găină, să spunem, când vrei să o, la cloșcă, când vrei să o legi de picior, să o limitezi. Așa a fost făcută. Și deci ăsta rânjește pe din afară, acum mai pare bine, știi? Și zic, cred că ar fi cazul să... Zic, eu una nu sunt convinsă că tu ai fost. Și zice, cum, dacă ai văzut... Deci tu, adică ai mers acolo și ai văzut că eu pot să fac așa ceva și zic, nu cred. Eu vreau să te văd pe tine în momentul când pui lațul înainte de... Da, zice, uite, când... Deci parcă este lipit pe din afară, pe perete și iau de vorbind, că să se ducă și spune, aha, vă duce să vă recreați sau ceva de genul ăsta, știi? Da. Așa, și lasă că vă arăt eu vouă, știi? Așa, și se duce și pune lațul. Ei, în momentul ăsta am reușit. L-a prins partea sufletească în sferă, că asta am vrut să fac. Așa, s-a lăsat prins, da? Deci îl târie, l-a pus iaca într-un sac, știi, și îl târie de baie, de baie, îl trage aici în sfera și este prins. Da. Spune că ăsta a fost un tertip nedemn de noi părțile sufletești care ne credem luminoase, anules de crezi, nu ne credem, suntem. Dacă tu poți produci lumina pe care putem, o producem noi, pe care o avem de la
mama noastră adevărată, fă-o și tu. Da? Da. Și nu mai umblați după lumina altora, cu tertipurile voastre. Bun. Așa, deci este răspunzător. Știi ceva? Vreau să strângă toată durerea pe care a avut-o de atunci, da? Din momentul ăsta. Da. El era pornit, dar era pornit pentru că abia scăpase, știi, pe, cu oglindirea. Înțelegi? Da. Și deci să subliniem că oglindirile nu se șterg în momentul când nu vrea partea sufletească din cauza ceva. Deci nu că nu vrea să se elibereze, ci că vrea să înțeleagă un da. Lucru anume. Și ți-am zis că temerea lui era că pierde pentru totdeauna, ca și cum și-ar fi pus în plan, când merge dincolo, printre alții, să o găsească și pe acea mamă și pe acel tată, să ierte, să le ceară iertare, știi? Da. I-am spus că nu trebuie să aștepte ca să treacă dincolo, da? Da. Poate să-i cheme aici acum și să facă ce vrea, să o ierte, să o elibereze, să da. Se simțea apăsat ca condamnat-o. Acum spune că a înțeles că ea n-a vrut decât să-i asigure un cămin și dacă se uită la acțiunile ei, întotdeauna au vrut să-l integreze. Dar da. el era în lumea lui și orbit de acea ură pe care o purta și tatălui Vitreg și faptul că o punea trădătoare pe, da. Punea trădătoare pe mama. Adică, da, și deci vede că o entitate îl sfătuia să se comporte astfel, pentru că în acea viață mama trebuia să aibă grijă de el, înțeles, să-l ocrotească, da. Să-l iubească, știi, să-și rezolve o parte karmatică cu el, acea mamă, așa, da. Pentru că trebuia să-și curețe karma, greșise față de el în alte da. Vieți. Și atunci au trimis și reversul, știi, ca ea să nu-și poată împlini partea asta karmatică, știi? Și acum înțelege toate. A înțeles și că nu trebuie să aștepte să meargă dincolo. Spunea că credea cumva că, deci, cel viu, știi, cere iertări la da. cei care sunt în corp, cu gura, cum ar veni, vorbind, și trebuie să mergi dincolo. Și spunea că s-a temut ca atașamentul ăsta, deci chestia asta de ură, să nu da. Piese să nu poată ieși din metri, să nu-l tragă înapoi. Și am spus, din moment ce tu ai programul și când pleci dincolo prin gaură, da, uite, facem da. o simulare, da, cu amândoi, da, deci presupunem, anulând de creem, au ieșit din corp, da. Da. Așa, deci li s-a prins un fel de ceas pe mână, că asta am pus eu mai nou, cu un smartwatch, da? Așa, am pus da. Mai nou în genduța de ieșire din Matrix, da? Se luminează mare ecran și deschide cartografierea găurilor, da? Găurile da. Se văd clar, deci ei devin un flux de lumină, da? Multicolore, așa frumoase sunt. Și deci se duc la prima gaură, ies pe o gaură amândoi, nu pe gauri diferite, știi? Ca și cum, pentru că e simulare, da? Da. Așa, și deci ajung în lumea liberă, adică peste nivelul da. Da? De aici totul este așa, deci văd ceea ce vor ei să vadă, cum ar veni, da? Da. Ceea ce doresc să le apară și merg unde doresc să meargă, da? Uh-huh, deci da. Aici, de aici încolo pot să-i cheme pe cei din rasa lor să-i însoțească, să-i ajute, da? Pot face orice pentru că sunt, nu mai înșeală nimic, da. Nimeni pe nimic, nu este, nu există așa ceva aici, știi? Uh-huh. Și i-am spus, de aici nu puteai lansa. Zic, dacă da. În afară de propria ta intenție puternică, zic, mai contează ce am spus eu. Spune că i-a fost teamă de trecerea aceea prin tunelul cu cunoscuți care îl cheamă în ajutor sau care îi apar luminoși. Și am zis, tu n-ai nicio treabă cu acel, numai dacă vrei te duci în el, da? Da. Deci aici este drum direct. Și deci ne întoarcem, oprim simularea, o ștergem, energia investită o reciclăm.
Da. Reconvertim, așa, și venim din nou aici acum. Și spune că a înțeles că iertarea este pretutindeni, ca și iubirea, da? Da. Adică dacă vrei să ierți acum pentru să te ierți și să ierți pe ceilalți, ce ai făcut acum o mie și una de vieți, nu este nicio barieră, da, nicio opreliște și le explic din nou. Da. Le arăt și înțeleg, deci aici suntem în afară, nu mai sunt entitățile, este un loc de explicat cum ar veni, da? Da? Un portal special pentru noi trei, cu punctele, cum este viața, cu cartea deschisă, cum ei sunt în muche, prezentul și este trecutul și viitorul, da? Da. Și i-am spus că, uite, mai ai pe trecut, mai ai 7 puncte, ca o constelație, da? Da. Zic că astea sunt lucrurile pe care tu trebuie să le lămurești cu sinele tău, da? Da. Dar aceste lucruri trebuie să fie numai între tine și sinele tău. Deci acum și definitiv predai harta celor 7 puncte neînțelese sinelui tău, da? Da. Și el o va ține și când mă refer la sine, este o formă de sine care este peste nivelul 6, da? Deci nu ne referim la o formă de sine de la corpul fizic care este Da. și poate fi influențată, influențabilă Da. entităților sau programelor arhonilor, da? Și am spus, nu tu trebuie să ții harta ta, ci sinele tău, da? Pentru că tu te ridici, tu cobori, tu vii, tu pleci, tu te plimbi, e energie și așa mai departe. Așa, a predat? Da. Așa, și deci a intrat în sine prin față și a ieșit prin Foarte spate. bine. Ca și, deci și-a luat cum ar veni această formă, știi, pentru... Da. Așa și apoi, da. Deci știi cum este, prezentul este ca o linie șerpuitoare, înțelegi cu cum mai pune bolturi în hartă, cu ce ai de făcut, știi, cu planurile de viitor. Așa și cel puțin pe scurt timp, știi? Da. Adică ce își programează omul obișnuit. Iar viitorul, deci, apărea ca o copie a celor 7 puncte, înțelegi? Ca și cum ele există în trecut, ipotetic vorbind, se Da. frământă în prezent, dar le rezolvă în viitor, da? Da. Și acum viitorul arată luminos. Este ca o lumină difuză, uniformă, frumoasă, caldă, plăcută la atins, știi, și deci nu este, adică nu mai are nimic de aici Da. încolo, ieșind din corp, va proiecta toate astea, știi? Da. Și atunci când a văzut toate astea, vrea și ea. Vrea și ea o simulare a cărții, știi? Da. Ea are 4 puncte. Unul dintre puncte. Ce este? Nimic, am trecut de la un nivel la altul. Parcă mi s-a îndoit gâtul energetic, așa, da. La un moment dat. Deci m-am văzut așa, ca trecând, în fine. M-am curbat cumva, dar nu-i bai. Așa. Deci are 4 puncte, am zis, da? Da. Și unul dintre puncte este câtuși de puțin îndoială dacă reușește să treacă de Matrix. Dar asta e un fel de molipsire de la el. Înțelegi? Este un câmp morfic pe care l-au construit sinele lor din 3D fără știința minții fizice, Da. în colaborarea lor. Și eu aș avea o propunere să destructureze complet egregorul de familie, da? Da. Așa, să-l destructureze. Este ca și cum ar sparge tavanul cu un târnăcop. Numai că da. Tavanul ăsta e din cleștar, că e făcut din intenții și dorințe, știi? Așa, și deci vezi tu că au apărut și celelalte părți sufletești și se uită din care este format, da. Știi? Și am spus, atunci nu este egregorul care trebuie, este egregorul general. Același da. Îl refacem la urmă, după ultima sesiune. Da. Deci, s-au dus bucățile înapoi, le-a făcut deocamdată
și-au retras ceea ce zic ei că au pus ca temeri, pentru că într-un egregor comun nu se pun numai intențiile bune, da? Da. Este vorba de o stare de protecție dincolo de conștiința când ești în corpul tău. Da. Ca și cum, deci, femeia se simte protejată de bărbat sau bărbatul de femeie, înțelegi? Sau copilul de mamă și așa mai da. Departe, dar depinde de care pe cine protejează, cine este, cine are Wi-Fi-ul mai puternic, energia mai puternică, știi? Da. Și, deci, am spus, egregorul formal numai din voi doi, strict, știi? Și, deci, apare ca o boltă între Da. capurile lor, între chakrele corona, da? Este foarte frumoasă, este cu un fel de prelungire de la spate a luminii spiritului, da. Cu roșu corai, așa viu și galben și portocaliu, știi? Și deci este cumva lucios, dar în mijloc este dantelat. Da. Deci dantela asta eu o citesc ca pe gingășie. Așa îmi Da. vine, știi, din gășia. Și i-am spus, totuși, știi, mai are, ca și cum ar fi fost ținută dantela asta frumoasă într-un loc umed și a prins un pic de mucigai, știi? Da. Și atunci, deci îi retrag, îl desfac, ca și cum are țese această dantelă și am spus să-l facă la urmă, după Da. rățare, da? Așa. Bun. Să vedem și un pic punctele, da. Trebuie să-ți mai spun ceva și gata. Deci, da. El se mai are un rest de ego bărbătesc și se simte un pic lezat în orgolul masculin. Da. A înaintat în vârstă și nu mai este crai. Nu crai în sensul că se umble cu alte femei, ci nu se mai manifestă sexual ca înainte. Da. Deci are chestia asta, s-a format autoprogramul ăsta blocant în jurul vârstei de 57 de ani. Așa îmi vine informația, da? Și este bine să... Este ca și cum ar încerca prin pădure, înțelegi, să intre în chakra E2, știi? Da. Și să o stimuleze, să o facă, să-l provoace și el prin această provocare să dovedească ceva și trebuie șters de urgență acest program, da. Da? Este ca o recirculare a energiei lui fără să aibă act sexual, înțelegi, în chakra E2, numai transmisă la nivel energetic. Și acolo se pliază și face o buclă și iese, dar ceea Da. ce duce, poate să ducă frici de la el, poate să ducă, știi, reziduri de la el. Înțelegi? Fiind partenerul ei, emoțional, sentimental, fizic, înțelegi, în toate felurile, nu întotdeauna ea are bariera ridicată, știi? Da. Da, da. Așa. Spune că la ea are dureri de cap, de ochi și urechi. Da, deci durerile de cap și de ochi sunt pentru că ea își forțează vizualizarea, să știi. Da. Și da, cred că până în zona urechilor se duce. Ca și cum craniul ar încerca să se desfacă oasele, scuzați de comparație ca la naștere, știi? Da. Ar trebui să se depărteze, dar este un construct totalmente greșit, da? Da. Pentru că, într-adevăr, este calcifiat acolo, știi, este calcifiat, dar calciul, vorba e, nu pare a fi vechi de când lume și pământ, Da. știi? Pare a fi proaspăt, ca și cum ar fi fost turnat picătură cu picătură, ca un Da. căpușor, știi? Așa, și deci în momentul când ea își aduce aminte că nu mai vede, parcă conștiința intră toată înăuntru și expandează oasele, creierul, desface. Da. Deci este un construct greșit, cum ar veni, știi? Da. Un program un pic eronat, nu completamente. Da. Și nici toxic, și nici, înțelegi?
Adică este un program în minte la rândul lui care blochează, da, care a spus, deci a transmis impulsul prin corpul calos minții subliminale. Mintea subliminală a activat un program de protecție de non-vedere, pentru da, că ea este paznicul principal, da? Așa, și deci timp în care sufletul, ca prin copilul interior, prin legătură, își dorește viziunea înapoi, știi? Da. Da. Și ca alte cauze secundare, dar altfel de durere, care începe cumva din gât și se duce până în fundul nasului, să spunem, pe dinăuntru, pe dedesubt, prin gură, da, este o cauză, cum să spun, chimică pentru ceea ce se inhalează și stropește din aer, da? Și da, iarăși are un sistem de filtre, dar tot blocând, dar parcă plasele, autoplasele care și le-a pus, parcă câteodată se încarcă, precum e mierea, știi, când o strecoară, știi, și atârnă stropii aceea pe dedesubt, așa arată. Da. Deci trebuie curățate mai des. Este bine că și-a pus astfel de protecție, deci filtre, da? Deci sunt substanțe care acționează asupra centrilor mirosului, al nasului, a sinusilor, așa, deci sunt ceea ce se pulverizează, da? Ca semnătură energetică este alb, roz, murdar, vinețiu și grena. Și tot îmi vine cadmiu ăsta. Energic. Da. Bun. În departe. Așa. Spune nas, respir doar pe o nară. Da. Ca să nu se facă fluxul focului complet, da? Este bine. Să apese nara pe care respiră, să inhaleze apă cu sare de 2-3 ori. Deci și asta spun ce îmi spune spiritul ei. Nici de cum nu sunt tratamente de la mine, da? Deci de 2-3 ori apă cu sare, înțelegi, culcată. Culcată, așa, și apoi să facă respirații 2-3-5. Da. Adică probabil să se țină de 2 ori să respire, știi, apoi de 3 ori, 1, 2, 3, știi, știi, da, ceva de genul. Deci 2, 3, 5, a dat și un cod. Da. Așa, și a spus că trebuie să aibă răbdare să facă exercițiile astea de mai multe ori pe zi, pentru că fluxul focului, respirația este focul, da? Da. La noi. Deci fluxul focului trebuie refăcut, da? Da. Și deci mi-arată spiritul ei un fel de hartă a respirației, știi, în zona de sus, da, modul cum se colorează energetic. Înțelegi când noi respirăm, știi? Da. Și mi-arată pe zona cealaltă, este mai galbui, verzui, este, cum să spun, ca o pierdere de energie, da? Deci trebuie refăcută, deci în mod respirație conștientă. Așa îi zic Da. Eu. Așa, nod în gât, tiroidită. Da, nod în gât e ceea ce nu, ceea ce înghite, nu Da. Poate spune, da. Iar tiroidita, să fie serios, că este de la alimente, apă, până și apa. Când am zis apă, apa are un factor de dezvoltare, de inhibare sau superdezvoltare a tiroidei. Cel Da. Puțin din zona lor, eu o văd ca un factor pus pretutindeni, da? Sunt niște granule cu bleu și blămarin spre verzui și alb, în degradare. Da. Așa arată microscopic. Așa. Da. Și dacă există, cum să spun, că există și în tabletele de purificare a apei chestiile astea. Așa mi-am venit. Da. Da. Așa, spune durere, sunt stâng, începături la inimă. Da, deci acolo este un cumul de hormoni, așa, da, sunt
ca 6-7 margele pe o ață, cum ar veni. Așa, ca și cum ei au plecat din zonele hormonale, da. s-au eliminat, s-a terminat, este numai atât cât este necesar, că producția este minimă, dar un fel de program fantom al lor, știi? Da. Pentru că, na, sunt legate toate și țesuturile sunt ușor îngroșate acolo, uh-huh. Da? Da. Dar nu văd nimic îngrijorător, știi? N-are semnătura celulei negre, știi? Da. Deci, este ca și cum... Deci, da, să nu le este legătură cu mama. Apropo, da. Da, cu feminitatea, cu linia feminină, da? Uh-huh. Haideți să vedem, mergem pe linia asta feminină, în profunzime, da. Nu înainte, pentru că înainte știm ce este, da? Uh-huh. Așa. Bine că ea parcă ar proteja atât de mult pe Mira, pe Ela, pe fata ei, da. Încât parcă i-ar prelua niște stări, știi? Și aici trebuie tăiată legătura și refăcută, da? Chiar dacă Mirabela este conștientă și se păstrează, dar este protectoare, știi? Parcă se învelesc în unii pe alții în familia asta, așa, știi, care mai de care, ca să nu răcească, știi? E o protejare maximă. Așa și... A, gata, am găsit. Am găsit înainte ce este. Deci... Fiul a făcut ceva care a supărat-o. Da. Deci, nu știu, niște cuvinte, o atitudine, o întorsătură a vieții lui și ea s-a supărat cumva. S-a necăjit din cauza unui lucru și atunci a durut-o prima ei legătură cu fiul. Sânul cu care l-a alătat și aduc aminte de acolo a prima dată, da? Deci ăsta e glonțul, da? Da. Reculul glonțului, da, se duce până la 6 vieți în urmă, înțelegi? Când, deci nu știu, niște dărâmături, a fost ceva, ori explozie, ori război și deci el în această viață îl văd înalt, așa, ea e micuță de statură, este tot mamă și mai are niște frași și parcă ar căuta alți membri de familie să se adune, înțeles, să se salveze, și dar el trebuie să plece undeva cu mai mulți, să lucreze la ceva, probabil la curățarea acestor dărâmături, știi, și să se poată întreține, pentru că și-au pierdut tot aici, și-au pierdut tot, știi? Și deci se duce până la... Ca și cum și atunci mi-ai promis unul de ținut de cuvânt și uite aici, poate că nu i-a spus-o. Nu i-a spus-o că chestia asta a supărat-o, a deranjat-o cu ceva și dopul din gât și de la asta provine. Da. Deci este bine să smulgă rădăcina din acea viață, da? Să fie conștientă că toți în corpurile alea, toți au murit. Atunci ce rost mai au promisiunile din 1900 toamna, da? Așa, și da, venim în prezent și deci trage ca un fel de gumă, așa, știi, tuză, știi, pe care a pus-o pe momentul când s-au spus cuvintele sau a făcut ceva care i-a dat un sfat, nu a fost ascultat. Da. Ceva n-a ieșit cum trebuie. Și retrage de acolo și îi spun încă o dată că fiecare este responsabil de propriile fapte. Oricât ne-ar durea, anulăm de crem, nu crem să ne doară, ci crem să avem bucurii. Da? Da. Așa, oricât ne-ar durea atitudinile sau cuvintele copiilor noștri, ei au propriile decizii pentru că au propriile experiențe. Și oricât am vrea să întindem aripile să-i protejăm, precum cloștile, ele ei tot le vor da la o parte ca să-și vadă de treaba de drumul lor, da?
Pentru că și el îți spune că n-am vrut niciodată să te rănesc, deja i-a spus și n-am vrut, n-a fost asta intenția mea, dar și tu trebuie să mă înțelegi, știi? Da. Și deci a încercat să discute asta ce mi-a plăcut cu el, cu soțul, știi, dar parcă el i-a aruncat o ochiadă, așa, o Da. Și atunci așa a înghițit cuvintele, a schimbat vorba, știi? Sau a zis altceva, știi? Dar asta a rămas, știi? Și Bun. deci Așa. Spun să întindă pe toată conexiunea asta, să pună lumină, da? În Da. duș, întors, dincolo să se rupă conexiunea în spate și chiar și în față să se rupă, da? Și să pună lumină de vindecare acolo. Da. Da. Așa. Și la picior, apropo. Da. Da. Așa. Stomac partea dreaptă, intestin gros, operație fibrom. Da, deci stomacul în partea dreaptă, deci se datorează ca un capac de decizii, așa îmi vine. Deci deciziile, eu am fost învățată să le am împreună, dar sunt decizii pe care trebuie să le ia separat. Da. Știi, pentru și ea nu s-a mai simțit sprijinită, știi? Da. Acolo și a format ca o mini traumă, să spunem, da? Intestinele, incertitudinea pentru viitor. Viitorul sună cum sună, ea este optimistă, dar este și un pic ea din egregorul de spaimă, de mai ales că și război acum, veștile circulă, oricum, orice ai deschide și gura pe stradă și da. Orice deva și orice așa, tot îți intră, dacă nu prin ochi, prin urechi, prin asta. Ea refuză, cumva face ca niște câmpuri de forță, știi, refuză știrile, dar practic trebuie un automecanism de discernere, da? Da. Și cel mai bun automecanism de discernere este chiar dacă te uiți la televizor, da? Da. Așa să fii acolo, nu cu sinele tău 3D, da? Și să-ți pui în spatele sinele cel mare a tău, cum ar veni, Da. Știi? Adică sinele din 3D să fie cu canal deschis. Am cum să, deci este ca o imagine a ta în viața asta, în spinarea ta, care te păzește, un flux așa, un fluid și care este, știi, sinele și curge informație, știi? Adică este ca și cum i-ar spune sinele, uite, nu fă așa. Un fel de telecomandare da. De la distanță între sine și sine. Că practic tot noi suntem în formele noastre de manifestare, da? Adică trebuie să relaxeze și să curgă, să facă lucrurile să curgă. Sigur Da. că a evoluat în conștientizare. Deci este un fapt indubitabil că a mers înainte, da? Da. Și el merge bine, dar mai lent, este mai pragmatic, înțelegi? Și poate că asta este și constructul lui în corpul fizic, să analizeze, înțelegi? Pe de o parte, deci a dat echilibru în viață acest Da. lucru. Știi? Deci nearuncându-se nesăbuit în faptele vieții, a cântărit bine lucrurile. Da. Deci a fost un om logic, înțelegi? Adică este încă așa și dar i-a format și caracterul într-o anume direcție, da? Bun. Așa. Durere spate, crize de sciatică, plămânii. Da, deci plămânii tot de acolo s-a afectat, tot de la ceea ce inspiră. Da. Și vezi tu, deci nu este tot timpul, pentru că este o zonă înaltă, este puțin și des, dar în praf așa ca decretă combinat cu ăla roz roșiatic care am spus, știi? Da. Și na, sunt atâția egregori acolo. Da. Sunt egregori parcă, știi cum te uiți pe o plajă, așa și sunt pălăriile le-a puse una lângă alta, una peste alta, știi? Pălării, da. Nu pălările, umbrelele de soare, știi? Puse una cu marginea peste cealaltă.
Așa sunt egregorii, da? Da. Așa. Am văzut cu glezna. Spune că are trei de acele ori blocat. Lucrează cu ea și este atacată în fizic. Da. Dacă a mai crescut spiritual de la prima sesiune până acum. E, acum atacul în fizic, înțelegi? Deci nu se pot lega ca boala de omul sănătos, da? Da. Ori este vibrația scăzută că te-ai enervat de undeva, ori este o protecție care nu este închisă corespunzător, după cum am văzut, ori până la urmă și un gând poate să încerc. Deci un gând poate să fie ca un pistrui, da? Pe pistruiul ăla intră soare, să spunem, da? Adică pe pistruiul ăla se creează un fir, o breșă, da? Deci ei de ce te-a iritat? Dacă vor să te enerveze entitățile, înțelegi? Cumva fac un program de zbușesc lucrurile în casă sau da. Nu ți le găsești. Trimit un fel de forme gând pentru că suma energiilor din casă este suma celor din casă, da? Da. Adică dacă tu ai energia 90 și celălalt are 10, înțelegi? Deci suma este 50. Da. Nu este 90 al tău, da? Uh-huh. Așa, și dacă nu vin entitățile prin anulăm de creem prin tine, vin prin celălalt care are vibrația mai joasă. Asta nu înseamnă că el tot timpul are vibrația mai joasă. El cred că citește ziar și se enervează și deschide da. Portalul. Parcă așa văd. Știi, puflește așa un pic ca locomotiva pe sub nas, știi? Și deși pare foarte calm, știi, ridică ochii și... Da, de citi, citește ceva. Știi? Da. Așa. Vom spune că într-o dimineață s-a trezit cu două pătrate simetrice deasupra fiecare sprâncene, cu pielea roșie asta și în mijloc cu un punct ca o ștanță. Da, deci este, ți-am spus cum a fost căderea sufletului în corp, ca și cum căzând sufletul a vrut să spună ființei fizice, corpului, fii atentă că s-a întâmplat asta. Deci a vrut să-și amintească, dar totuși programul acela de deliberare și refuz, să-i spun, da? Da. Așa pe care și l-a pus în urmă cu ceva timp, a fost așa. Da? Deci poate să foarte bine să bage lumină și în cel de-al treilea ochi, practic, să modeleze sfere de lumină și să bage lumină, da? Da. Până la urmă, viziunea. Viziunea nu este prin cel de-al treilea ochi. Viziunea fizică este. Da. Am spus-o așa, să o spun întotdeauna, da? Deci este ceea ce percep tu direct în fizic, cel de-al treilea ochi, chakra 6, da? Adică să vezi entitățile și nu știu cât își doresc cu asta. Eu una țin lucrul ăsta închis pentru că vezi și ești văzut, ești depistată imediat. Strălucește energia și atunci ei se țin după tine ca scaiul. Păi și așteaptă să scazi vibrația, să te înțepe, să-ți fure energie. Pentru că în afară de entitățile conectate cu oamenii sunt și o sumedenie de resturi, de rămășițe care au rămas afară din programe, care sunt precum hoții aia la drumul mare, înțelegi? Da. Deci viziunea este 360 de grade și se adresează a vedea din spate în față. Deci vezi per total, da? Da. Deci asta înseamnă văzutul în astral, da? Cealaltă este, cum ar veni, are legăturile cu visele lucide, să spunem, cum să mai spunem. Cu vizualizarea. Și atunci ce rost are să, de exemplu, să vezi pe stradă că dacă vezi toate entitățile, nu te mai duci la pâine, da? Uh-huh. Adică de dus te duci, dar nu te întorci în mod plăcut. Să-l vezi pe ăla cu mantie, dacă îmi scoate limba și o atârnă așa, după așa. Să vezi pe ăla cu nu știu ce sau cu demonul după el, cu coarnele anulăm de creier și așa mai departe. Deci, da. De ce să ne facem un construct neplăcut? Deci noi vrem să trăim în vibrație înaltă, da?
Da. Nu să vedem câte entități există pe metru pătrat, pentru că ele oricum există. Dacă le tratezi cu indiferență, ești tratat cu indiferență. De da. Dacă le arăți interes, te papă de energie, da? Deci o entitate văzută în fizic, deci vezi de ce se ițește, ca să o vezi și mai bine, pentru că acolo unde e atenția ta se duce și energia, da? Da. Și vrei, nu vrei, tot i-ai dat. Deci, să-și lumineze ceacrele, da? Da. Așa, să le... Să se împământeze amândoi. Da, așa. Să-și curățe rezidurile din ceacre, să conecteze cu spiritul necontaminat al mamei Terra și energia pură a apelor. Da. Să curățe și din casă. Foarte bine, foarte bună împământarea lor, totuși, da? Dar parcă nu se închide la următorul, înțelegi? Parcă rămâne ca o breșă care separă nivelurile energetice în două, da? Da. Și vreau să spun că acolo, în zona voastră unde sunteți, deci există un turn cu armă psihotronică care apare ca și cum ar bolborosi ceva în depărtare, știi? Da. Deci turnul nu este tunul. Nu este departe și văd razele cum se întind. Da. Așa, aș vrea să-și fac o modificare structurală a frecvențelor pe care intră, da? Da. Și în momentul când se emite pe frecvențele astea, le arăt, înțelegi, care sunt scalele, da. Și să blocheze pur și simplu. Este cum n-auzim ceea ce aud câinii, de exemplu, da. Nu avem. Na? Nu ți este, mă întreabă dacă nu este necesară frecvența, și da. Nu ți este, pentru că este o frecvență joasă, da? Și mai au un alt fel tip de armă care se manifestă ca și cum ar bubui pe munte. Da. Nu întotdeauna bubuielele de pe munte sunt unete, parcă se deschid niște portaluri mov, roz, violet, aparem plăcute, da? Da. Dar pe acolo sunt locuri încărcate religios, cum ar fi icoane puse în munte sau așa ceva, sau schit mănăstire. Da. Așa. Bun. Și mai este un punct la Nicu. Spune că durere în un numărul drept. A simțit cum i s-a introdus. Da, ca un burghiu aspru. Da, și când l-a scos, a auzit tare, la un dop de șampanie. Spune că a făcut proceduri medicale, dar nu a trecut durerea. Stai să mergem în momentul înainte de a simți, să vedem ce se întâmplă. Da, este axa, numărul. Deci este ca ceva făcut de la distanță. Da. Înțelegi? Ca și cum ar fi fost o împușcătură cu aer comprimat mai degrabă. Da. Așa, și răsucit, el luăm scena înapoi, da? Uh-huh. Deci este făcut de o persoană fizică. Da. Ai înțeles? Deci este făcut de o persoană cu calități, să spunem, paranormale. Bun, scrisori de intențiile acestei persoane. Stai așa, deci nu este făcut numai asupra lui. Sunt mai mulți subiecți pe care se testează o astfel de chestie. Înțelegi? Da. Să vadă cum se manifestă la fostul lui loc de muncă. Acesta a existat întotdeauna și a avut pe listă cum ar veni. Da. Lasă că o să anulăm toate actele, pune scrisoare de intenție. Da. Așa. Ca și cum l-ar fi avut nota să șteargă numele de peste tot. Da. Și să-i dea și una peste o eclau, adică ce. Deci creează niște câmpuri atât de ascuțite, niște frecvențe, de zgârie ca piatra. Da. Parcă te dor frecvențele astea. Bine că este în legătură cu entități, nu le face simt. Da. Le învață. Dar el știe ce face. Da. Deci lucrează la
cei cu S și cu ochii albaștri. Uh-huh. Din trei litere. Da. Da. Bun. Parcă l-ar fi vrut la ei cumva. Da. Și el a fost prea demn, prea drept, înțelegi? Și nu, și-a dat seama că nu s-ar presta. L-a spionat colegii și chestii de genul ăsta, dar l-au plăcut, să spunem, l-au studiat, știi? Da. Și cumva au făcut și au putut citi frecvențele. Uh-huh. Înțelegi? Bun. Să continuăm cu rețele, să-și facă fiecare canal lor de abundență benefică, să-și retragă abundență benefică împrăștiată, să retragă abundență benefică din taxe și impozite. Da, știi, când își retrag, deci vine abundența asta. La el este albastru cu portocaliu, înțelegi? Iar la ea este roz cu bleu și cu mov, știi? Adică da. Fiecare și a avut o investită, știi, și așa și o retrage și refac canalele de abundență benefică, da? S-au da. Înfășurat în ea, le-a spus să meargă cu abundența până sus la sursă și să facă o fluctuație bună, știi? Da. Până în toate aspectele vieții lor, așa. Bine, da. S-au dus de 2-3 ori. Nu, liniile genetice dacă sunt curate, da. Sunt curate, da, mai ales că parcă a mai curățat, nu parcă, a curățat și o ramură spre și el, știi, pe baza iertării lui, da. Și ea, da. Pe baza conexiunii cu copilul din acea viață, știi, înapoi, pentru că acolo au fost și alte rude care apar ori ca prieteni în viața asta, ori ca rude mai de departe sau mai apropiate și s-a curățat mult egregorul familial, s-a da. Albit, s-a schimbat, știi? Are o nuanță, acum egregorul familial, nu al familiilor, al Mirabelii, al soțului, da. Cea lor, al fiului, egregorul familial general, da? De neam ar veni. Da. 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 Bun. Da? Să-și fac conexiunea cu supraconștientul colectiv, să adune toate emoțiile în toate viețile, așa, în fel de transformă informație, să le elimine. Deci, au ieșit 4 copii, da? De la el 1, de la ea 4 copii. Da. Asta ce înseamnă? Că ea a fost emoționată și a blocat emoțiile în legătură cu 4 copii, da? Da. Da. Toată sesiunea am simțit ca și cum m-ar fi tras ceva de cablu, de la căști. Uh-huh. Da. Ce este? Cine? Nu știu, parcă în zona asta, unde atârnă, ca atârnă, cred, până jos, așa, parcă este așa, da. Ca ceva care trage, parcă să spunem așa, zisa falsă gravitație, în care eu nu mai cred, da. Deci este mai accentuată, știi? Și am dat peste un gândac portocaliu mergând, am băgat mâna, mm-hmm. Am dat așa peste un gândacel portocaliu, este o chestie de spionaj, da? Da. Așa. Scrisori de intenție la cine a pus? Eu pun scrisori de intenție cu napalm, bombă. Așa, pentru că este treaba noastră. Da. A celor care participăm efectiv, da. Bun. Dacă suntem gata, dacă mai vor să ne ceva părțile lor fizice? Spune să aibă încredere de plin în ea și să nu... Da. Să nu se forțeze, să lese lucrurile să curgă, da? Da. Să-și scoată complet din mintea fizică constructul de sunt atacat. Da? Pentru da. Că de ce, pe măsură ce te gândești, pe măsură ce se întâmplă, da? Oricum, uruciosul ăla nu mai este. Deci cu el sunt anulate, știi? Da.
oglindirile acelea și uite, mai punem încă o dată să anuleze toate contractele făcute în orice timp, spațiu sau loc, da. Înțelegeri, permisiuni, promisiuni, copie, oglindiri, ante, subsol, cu tot ceea ce poate atrage și reatrage în karme false și mincinoase, da? Da. Toate încuvințările, toate acordurile pe care le-au folosit în discuții cu alții, știi? Că uneori ca să-i lași în treaba lor, mai spune cineva, da, știi? Și asta, deci, entitatea de bună, că ea abia așteaptă, da? Da. Bun, și să-și deconecteze acum și definitiv toate jurămintele, permisiunile, promisiunile în legătură cu tot ceea ce înseamnă entitate fără viață. Da. Da. Bun. Dacă suntem gata, revenim aici acum. Așa, și le mulțumim. Da. Și ne despărțim, părțile terce una de cealaltă.